o nouă inițiativă bombă pe scena politică. USR a propus ca partidele să nu mai primească finanțare de la buget, dacă sunt conduse de persoane care au o condamnare penală definitivă. Introducem un instrument de asanare a clasei politice care este folosit în Spania și anume o posibilitate de a suspenda subvenția partidelor în cazul în care organismele lor de conducere sunt persoane condamnate pentru infracțiuni electorale sau pentru infracțiuni de corupție, a declarat parlamentarul USR Tudor Benga. Propunerea i-a scandalizat pe unii reprezentanții ai partidelor. În ultimii doi ani, USD-ul ne-a obișnuit cu tot felul de inițiative cât se poate de populiste. Există niște legi și o Constituție care stipulează dreptul acestor persoane. Dacă aceste persoane pot să mai facă politică, nu văd care este problema. Vă aștept pe colegii de la USR să vină cu niște propuneri concrete, atât la nivel local cât și la nivel central, propuneri economice și propuneri care țin de administrația locală și centrală. Mi se pare puțin o propunere populistă din moment și nu cred că întreg partidul poate fi luat la răspundere sau poate fi de vină pentru faptul că există conducători care au fost condamnați. Vedeți, și în cadrul Partidului Social Democrat sunt foarte mulți politicieni care s-au poziționat împotriva lui Liviu Dragnea. Alții aplaudă inițiativa, dar resping celelalte puncte scrise de USR în proiectul de lege. Cu toții ne dorim ca în conducerea partidului, în demnitățile publice, să nu fie oameni care au probleme uh, penale. Părerea mea este că trebuie discutat foarte bine acest uh, proiect de lege, care sigur sună interesant. Mai sunt și câteva prevederi ale acestui proiect cu care personal nu sunt de acord și anume faptul că donațiile care se fac către partide să nu fie. să fie confidențiale sub o anumită sumă și anume sub salariul minim. Poziția mea este că orice donație către un partid trebuie să fie. Uniunea Salvați România a anunțat recent că a depus un proiect de lege prin care vrea să schimbe regulile de finanțare a partidelor politice. USR propune printre altele și să fie eliminată posibilitatea de transformare a împrumuturilor în donații.